Bună dimineața! Vă mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre. Vă mulțumesc, doamna consilier prezidențial, vă mulțumesc, doamna președintă, fiecăruia dintre dumneavoastră vă mulțumesc personal. Acest eveniment se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, iar în numele pacienților oncologici și supraviețuitorilor de cancer, mulțumesc foarte mult acestei, aș spune eu, onoare și aprecieri din partea președintelui. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor ambasadori. Mulțumesc supraviețuitoarei noastre de cancer astăzi, care a acceptat să-și spună povestea, Ana Maria Țoțovână, o să-și spună povestea un pic mai târziu. Deopotrivă, pentru un bolnav oncologic, dar și pentru un supraviețuitor a unui diagnostic de cancer, timpul capătă alte valori. În anumite momente se contractă, în alte clipe se dilată. Cert este că rare ori se fac planuri pentru mai mulți ani înainte. Din această perspectivă, pentru mine, faptul că mă aflu la a doua ediție a Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer este o mare bucurie. Mai ales că începe să devină o tradiție și că tot mai mulți oameni iau în considerare acest eveniment și vin natural alături de noi pentru a susține o cauză foarte dureroasă pentru mulți dintre români. Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer s-a născut din patru motive. Pe de o parte, am vrut să fie un catalizator în care să-și spună poveștile cei care au dus un maraton al vindecării. Ne-am dorit un asemenea eveniment pentru a-i cinsti, așa cum se cuvine, pe supraviețuitori, pentru a le spune că viețile lor contează, că sunt iubiți și apreciați. Vrem ca în felul acesta să spulberăm stigmatul care plutește adesea în jurul unui fost bolnav oncologic și de aici să luptăm împotriva oricărei forme de discriminare. De altfel, s-a apărut și legea prin care se acordă dreptul la uitare supraviețuitorilor de cancer. Aceasta creează premizele ca supraviețuitorii de cancer să poată accesa, ca orice om sănătos, servicii financiare și în condiții firești să fie supuși vreunei forme de discriminare. Aceasta modifică și completează legea drepturile pacientului și prevede că în situația încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supraviețuitorului de cancer informații și documente care vizează afecțiunea oncologică, acesta are dreptul de a nu le furniza dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. Recent, în Parlamentul italian a fost promovat un proiect similar, dându-se drept exemplu legea noastră. Iată că putem să fim și noi, aș spune noi, un exemplu de bune practici. Pe de altă parte, Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer s-a dorit a fi un moment care să ofere speranță celor care se luptă astăzi cu un diagnostic oncologic. Să le arătăm că, iată, boala poate fi învinsă, să afle câteva dintre lucrurile care i-au ajutat pe supraviețuitor să ducă la bun sfârșit o perioadă dură a vieții lor. Despre asta este vorba la Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Despre speranță, despre povești de viață care inspiră, despre capacitatea oamenilor care au trecut prin această suferință de a se deschide față de ceilalți, de a se conecta, de a da frâu liber sentimentelor și de a avea capacitatea să privească în urmă și să spună: eu am supraviețuit, eu sunt mai puternic decât boala. Inițiativa mea legislativă prin care s-a instituit această zi de sărbătoare este și o expresie a recunoștinței noastre față de toți profesioniștii din domeniul medical care oferă bolnavilor de cancer îngrijire și sprijin în timpul tratamentelor.
Este și un prilej de a sublinia importanța depistării precoce și a promovării unui stil de viață sănătos pentru a preveni și combate această boală în România. Nu în ultimul rând, evenimentele prilejuite de Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer se doresc a fi și un factor motivator pentru autorități și instituții să înțeleagă că timpul nu are răbdare cu bolnavii de cancer și că, măcar în al 12-lea ceas, trebuie făcut ceva. Cu cât vorbim mai mult despre aceste nevoi, cu cât presăm mai tare pentru a obține rezultate, cu cât vocea bolnavilor de cancer nu va fi neglijată. Realizez că ne aflăm la un eveniment cu conotații pozitive în Parlamentul României. Dar eu cred că vocea asociațiilor bolnavilor de cancer din România trebuie să fie ascultată. Tocmai de aceea, fără a încerca în vreun fel să insist pe partea de animozități, vreau să subliniez necesitatea implementării cât mai rapide Planului Național de Luptă împotriva cancerului. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, susține acest demers. Premierul Nicolae Ciucă s-a declarat în repetate rânduri de partea bolnavilor oncologici. Parlamentul României, în unanimitate, a decis că planul trebuie să devină lege. Bolnavii de cancer cer măsuri concrete. Nu putem, deci, accepta o amânare sine die aplicării planului de luptă împotriva cancerului. Dacă o luăm de la capăt, pe circuit parlamentar, oferim iarăși 180 de zile pentru elaborarea unor norme. Sigur, nu prindem bugetul din 2024 și ne vom trezi că punctul de pornire cel mai apropiat va fi 2025. Așa cum vă spuneam de la începutul intervenției, timpul poate fi adversar sau, dacă vom avea normele, poate fi un ajutor pentru pacienții oncologici. De aceea este esențial să înțelegem urgența, să înțelegem că avem anual 20.000 de decese ale unor bolnavi de cancer care pot fi evitate din totalul de aproape 55.000 pe care le înregistrăm. Trebuie să înțeleagă toată lumea că avem o epidemie în desfășurare. Cancerul este a doua cauză pentru toate decesele înregistrate în țara noastră. Și perspectivele sunt ca intensitatea să crească. Iată de ce cred eu că trebuie să apucăm taurul de coarne. În alt registru, vreau să le mulțumesc oaspeților noștri din străinătate care ne fac onoarea de a fi astăzi alături de noi. Știm că lupta împotriva cancerului este doar una locală și vrem să ne conectăm la marele efort internațional care are loc în acest moment și m-aș referi aici și în context european dacă facem trimitere la Planul European de Luptă împotriva cancerului. România crede cu tărie în nevoia unei abordări integrate în acest domeniu pentru că împreună suntem mai puternici și mai eficienți. De aceea trebuie să ne asumăm și noi cele trei obiective majore. Atingerea unui procent de 70% supraviețuire pe termen lung pentru pacienții cu cancer până în 2035. Dublarea supraviețuirii pentru tumorile cu pronostic intermediar și prost. Eliminarea cancerelor cauzate de HPV ca problemă de sănătate publică. Acum, cu voia dumneavoastră, aș vrea să prezint ideile principale ale unui proiect legislativ la care lucrez în acest moment, tot în logica de a ajuta pe supraviețuitorii de cancer și pe cei care au trecut prin boli acute, care au necesitat tratament medical de lungă durată. Doamnelor și domnilor, am spus permanent că fiecare proiect de lege al meu este realizat într-un parteneriat cu cineva care a trecut printr-o suferință sau ca urmare a unui mesaj pe care îl primesc și asupra căruia mă aplec. Astăzi,
Proiectul de lege are în centru un mesaj pe care l-am primit de la domnul Alexandru Gheorghe. Alexandru, ești aici? Căruia îi mulțumesc că este lângă noi. Mi-a sesizat o problemă, ne-am așezat, am făcut documentare și iată, astăzi suntem în măsură să vă spunem că da, trebuie această legislativă să treacă, să eliminăm și, aș spune, și unele discriminări, nu numai pentru supraviețuitorii de cancer, dar și pentru alte categorii. Deci, propunerea legislativă prin care vom recunoaște ca vechime în muncă mai multe tipuri de concedii medicale. Și anume, perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, perioada concediului pentru carantină sau izolare, perioada concediului pentru maternitate, perioada concediului de risc maternal, perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, perioada concediului pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice. Prin prezenta propunere legislativă, foștii pacienți, viitorii supraviețuitori, femeile în stare de maternitate, viitoare mame și îngrijitorii oamenilor în suferință, aparținătorii bolnavilor oncologici, fie copiii bolnavi, fie pacienți cu afecțiuni oncologice, se vor afla în aceeași situație cu oamenii care nu au avut niciodată acest statut în ceea ce privește drepturile ce se acordă în raport cu vechimea în muncă și în serviciu, precum și în specialitate în domeniile ocupării forței de muncă și al salarizării. Trebuie spus că în acest moment toate aceste tipuri de concedii medicale sunt recunoscute doar ca stadiu de cotizare. Deci, nu va fi nicio presiune asupra bugetului și așa destul de precar. Pur și simplu facem o corectură față de ceea ce consider că a fost o scăpare din partea legiuitorului. Ce vreau prin această lege este ca bolnavii care reușesc să învingă afecțiunile cu care se confruntă să aibă șansa firească de a concura în mod firesc pe piața muncii, fie la stat, fie la privat. Practic, este o nouă formă de eliminare a discriminării la care sunt supuși supraviețuitorii. Vreau să închei această alocuțiune, nu mai scurtă, nu e, printr-un mesaj de optimism. Sunt convinsă că societatea românească s-a trezit și că lumea înțelege că trebuie să luptăm acum cu toate armele pe care le avem pentru ca tot mai mulți bolnavi oncologici să poată intra în rândurile supraviețuitorilor, făcând tot ceea ce ține de noi pentru a urni lucrurile în sistemul sanitar, decidenți politici și administrativi, vom avea conștiința faptului că nu ne-am predat și am încercat să-i ajutăm pe semenii noștri foarte greu încercați. Sunt încrezătoare că toți cei prezenți astăzi în această sală vor să fie partea soluției și că acest moment de consens național nu va fi irosit. Vă mulțumesc din suflet și așa să ne ajute Dumnezeu. Acum am să trec și am să o invit pe draga noastră supraviețuitoare să-și spună povestea. Ana Maria Toțovână. Eu sunt onorată și impresionată pentru decizia pe care ai luat-o, pentru că știu foarte clar că nu e ușor să-ți spui experiența și mai ales în fața atâtor oameni. Îți doresc, nu știu, cred că să-ți îndeplinești cele mai înalte visuri din tabloul tău de vise. Ascultă. Mulțumesc frumos, doamna senator, pentru cuvântul dat. Numele meu este Ana Maria Toțovână și sunt supraviețuitoare de cancer. Acum 13 ani, la vârsta de 16 ani, am fost diagnosticată cu leucemie limfoblastică acută. A fost prima oară când am aflat de acest cuvânt. A urmat, într-adevăr, apoi și alți termeni medicali
pentru care îi auzeam de pentru prima dată, dar am avut noroc că am avut aproape asociația Little People. După terminarea tratamentului, m-am alăturat, sau mai bine spus, am fost primită în comunitatea de supraviețuitori temerari, comunitate ce numără acum peste 900 de supraviețuitori, pacienți tratați în cele 13 secții oncopediatrice din toată țara, și care pune la dispoziție acestora tabere, gare de Crăciun, seminarii și oportunități de dezvoltare prin care vocea tinerilor pacienți să fie auzită. Îmi place să spun și simt de fapt că temerarii sunt a doua familie pentru mine. Doresc să vă fac cunoscut și faptul că nu-mi sunt străine provocările prin care trec familiile afectate de cancer, deoarece, pe lângă propria experiență trăită, am frecventat secțiile de oncopediatrie din București și am ascultat sute de povești împărtășite din experiența mea. Azi vă prezint acest cuvânt în calitate de coordonator de pacienți ai acestei comunități extraordinare temerarii, cea care stă la baza formării unei dintre cele mai mari, apreciate și recunoscute rețele de supraviețuitori, care reprezintă drepturile tinerilor pacienți la nivel mondial, Youth Cancer Europe. Little People mi-a dat curajul și puterea să trec peste greutățile tratamentului, iar Youth Cancer Europe îmi oferă oportunitatea să fac auzite nevoile atât de specifice ale tinerilor afectați de cancer. Îmbunătățirea calității vieții adolescenților și tinerilor adulți, conștientizarea nevoilor specifice ale acestei populații și reintegrarea armonioasă în societate sunt doar câteva dintre drepturile de care orice tânăr ar trebui să beneficieze. Și eu mă număr unul dintre ei. Provocările ce țin de fertilitate sau accesul la servicii de sănătate mentale trebuie puse pe agenda întâlnirilor care decid soarta pacienților. Atât eu, cât și celelalte sute de tineri supraviețuitori de cancer suntem conștienți de lacunele din sistem și suntem dispuși să luăm parte la un dialog care să țină cont de adevăratele probleme și nevoi ale pacienților. Am încredere că va fi recunoscută tot mai des și puterea de implicare și dorința a comunităților de pacienți în deciziile ce vor fi luate în viitor. Îi mulțumesc în mod special doamnei senator Nicoleta Pauliuc în numele tuturor pacienților că mi-a oferit această ocazie și care și-a arătat de fiecare dată interesul sincer pentru soarta pacienților pentru o viață mai bună. Vă mulțumim! Mulțumesc mult! Vă spun sincer, nu credeam că am emoții, că... Dar am emoții foarte mari. Mulțumesc mult de tot. Am spus permanent că această lege vine să închidă, este una dintre, aș spune, cele mai personale inițiative legislative ale mele, pentru că vine să închidă cercul de la diagnostic până la supraviețuire. Este proiectul de lege care aduce la masă pacienți, biserică, familie, medici, dumneavoastră, presa, inovare, toți cei care au o contribuție importantă la succesul pacientului, pacient și familie, am spus, toți cei care au o contribuție importantă la succesul pacientului oncologic. V-am spus de emoții, am uitat să spun că, de fapt, titlul acestui eveniment se numește Speranță și reintegrare pentru supraviețuitorii de cancer, de la prevenție și diagnosticare timpurie la reintegrare deplină în societate. Și acum vreau să invit la cuvânt un om drag mie, un om foarte apropiat de pacienții oncologici, de supraviețuitori, și am să vă fac o mică mărturisire. Am cunoscut-o pe doamna Diana Loreta Păun, pe doamna consilier, și pot spune că este unul din vinovații, cu ghilimelele de rigoare, a tot ceea ce se întâmplă astăzi, alături de prietenul meu, Andrei Baciu, care mi-au spus: Nicoleta, e timpul să-ți spui povestea, pentru că reușita ta, ceea ce ai făcut, poate fi un exemplu pentru cei care își duc războiul lor. Mulțumesc foarte mult pentru prietenie, îți mulțumesc pentru sfaturi. Astăzi, între mine și doamna consilier prezidențial, pot să spun sincer că există o prietenie, o prietenie care va realiza, cred eu, multe proiecte importante pentru pacienții oncologici și nu numai. Mulțumesc încă o dată și te invit, doamna consilier prezidențial, să ne aduci cuvântul președintelui Klaus Iohannis. Mulțumesc mult!
Bună dimineața tuturor, doamna senator, doamna președinte, stimați reprezentanți ai Parlamentului României, ai Guvernului României, stimați ambasadori, dragi pacienți, doamnelor și domnilor, permiteți-mi în cele ce urmează să dau citire mesajului excelenței sale, Klaus Werner Iohannis, președintele României. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, vă felicit pentru marcarea Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer pentru al doilea an consecutiv de la semnarea decretului de promulgare. Lupta împotriva cancerului se află astăzi într-un moment determinant pe care efortul nostru colectiv îl poate traduce în progres și o construcție pentru viitor. În ultimul an m-am implicat personal în promovarea unei viziuni încurajatoare privind lupta împotriva cancerului, supraviețuire și reintegrare. Împreună cu oameni dedicați, am stabilit un obiectiv național, iar acțiunea solidară pentru o cauză comună a dat încredere cetățenilor. Cancerul rămâne însă în prezent a doua cauză de deces în România, după bolile cardiovasculare. Rata ridicată a deceselor din cauze care pot fi prevenite subliniază realitatea unei boli pe care adesea o diagnosticăm prea târziu și avem puține modalități de a preveni în primul rând, iar inechitățile rămân greu de abordat. Avem tendința să-i privim pe cei care au învins cancerul ca pe niște luptători greu încercați, modele de forță și rezistență. Din păcate însă, pentru mulți pacienți și familiile lor, în această luptă pentru supraviețuire, persistă un sentiment de frustrare și nedumerire. Toată această navigare anevoioasă prin circuite greoaie și proceduri birocratice nesimplificate dă un sentiment de luptă pe cont propriu. Planul Național de Prevenire și Combatere a Cancerului promovează o abordare integrată, simplificată, un traseu de îngrijire eficientizat. Este un plan îndrăzneț, ambițios și cred cu tărie că stabilește obiective realizabile. Nu am spus niciodată că punerea în aplicare este un drum ușor, lipsit de constrângeri sau dificultăți, dar am convenit împreună că este un pas pe care suntem dispuși să-l facem de urgență. Cancerul este o amenințare serioasă pentru sănătatea noastră și pentru viitorul generațiilor viitoare. Lupta împotriva acestei boli nu poate fi amânată, iar modul în care atingem acest obiectiv va fi măsura energiei, angajamentului și abilităților noastre. Numai împreună putem continua pentru a crea o experiență mai prietenoasă pentru pacienți și familiile acestora. Astăzi, vă îndemn să depășiți diferențele politice și să vă concentrați asupra obiectivului comun de a învinge cancerul. Să ne unim forțele pentru a face o diferență reală în viața oamenilor afectați de această boală devastatoare. Relatările supraviețuitorilor de cancer trebuie să reprezinte motivele care ne mențin în această luptă. Este timpul să lucrăm împreună pentru a implementa politici eficiente care să sprijine prevenția și tratamentul cancerului. Investițiile în cercetarea medicală, accesul la screening și diagnosticare precoce, promovarea campaniilor de conștientizare și educație pentru informarea și promovarea stilurilor de viață sănătoase sunt cruciale. În același timp, este esențial să susținem familiile și persoanele care se confruntă cu un diagnostic de cancer prin acces la servicii de sănătate de calitate, prin sprijin emoțional și asistență financiară pentru a face față provocărilor. Astăzi, vă adresez un apel pentru a forma o unitate puternică în lupta împotriva cancerului. Doar împreună putem oferi celor în suferință un mesaj plin de inspirație, determinare și speranță în această luptă împotriva cancerului. Sunt încrezător că prin solidaritate și prin eforturi comune, putem depăși această provocare și vom găsi soluții inovatoare pentru a preveni, trata și învinge cancerul. România poate fi un exemplu de angajament și reziliență în fața acestei boli, iar eu sunt onorat să fiu alături de voi în această călătorie. Vă mulțumesc! Semnează Klaus Werner Iohannis, președintele României.
și permiteți-mi, doamnă senator, să ofer diploma înaltului patronaj pentru această conferință care deschide săptămâna Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, organizator fiind Senatul României reprezentat prin dumneavoastră. Vă felicit! Mulțumesc mult, doamna consilier prezidențial, mulțumesc domnului președinte Klaus Iohannis, un proiect la care fiecare dintre noi, parlamentari, medici, societate civilă, asociațiile de pacienți au avut și au adus contribuția în elaborarea legii naționale de luptă împotriva cancerului, lege care a fost promulgată de președintele Iohannis. Încă o dată mulțumim. Acum, când vorbim de empatie, vorbim de grijă față de ceilalți, sunt poate doar și poate elemente de care avem nevoie în politică. Îi mulțumesc președintei Senatului și prietenei mele, doamna Alina Gorghiu, pentru prezență la acest eveniment și pentru interesul său față de problema bolnavilor oncologici. Nu cred că există om în România care să nu cunoască pe cineva sau să fie avut pe cineva în familie, să fi fost la un moment dat în viață diagnosticat cu cancer. Doamna președinte, aveți cuvântul și în același timp, încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți și pentru sprijin. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult tuturor pentru participare, în primul rând, doamna ministru, doamna președintă Nicoleta Pauliuc, domnule președinte Străinu Cercel, domnule secretar general al Guvernului Abrudean, domnule Baciu, stimați reprezentanții ambasadelor, stimați supraviețuitori sau oameni care aveți un cuvânt de spus în domeniu. Am avut și eu în familie întâmplări nefericite legate de această boală și sunt astăzi prezentă astăzi alături de dumneavoastră pentru că e important să știți că în Parlamentul României, în Senatul României, aveți o voce care să vă reprezinte. Iar vocea bolnavilor oncologici care se aude foarte bine în Parlament este vocea Nicoletei Pauliuc. Vă reprezintă așa cum trebuie pentru că preia probleme pe care ulterior le transpune în legislație. Și faptul că aveți un reprezentant dintre dumneavoastră care să ducă acest steag în Parlamentul României este mare lucru. Este un pas relevant în legiferarea așa cum trebuie unor probleme cu care dumneavoastră vă confruntați. Ca atare, mă alătur și eu celor care îi mulțumesc astăzi doamnei senator Nicoleta Pauliuc pentru faptul că ne-a adunat la aceeași masă, pentru faptul că pune pe tapet o problemă care foarte mulți ani a fost evitată sau poate nu a fost discutată în spațiu public atât de mult cât ar fi trebuit să fie discutată. Când vine vorba de cancer, am învățat un lucru, că vorbim degeaba în lozinci. Chiar dacă astăzi un diagnostic de cancer nu înseamnă automat o condamnare la moarte, deși putem să spunem că s-au făcut foarte mulți pași concreți în tratamentul și susținerea bolnavilor oncologici din România, cred că o concluzie unanimă este că încă nu s-a făcut îndeajuns. Evident că se pot face foarte multe lucruri, iar eu ca factor de decizie politică din statul român vă pot spune că acest lucru se poate face decât dacă vom reuși cu toții să ne așezăm la aceeași masă, să lucrăm concentrat, să lucrăm unitar. O să fac o enumerare a cifrelor statistice, pentru că aceste cifre arată că suntem încă departe de ceea ce ne-am dorit să fim și pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume.
Cancerul este a doua cauză principală de deces în România. 19% din totalul deceselor sunt din cauza cancerului, iar 9 din 10 români sunt financiar vulnerabili în cazul unui diagnostic de cancer. Anual în țara noastră, 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer, dintre care aproape 500 sunt copii. Iar rata mortalității în România este încă ridicată comparativ cu rata europeană. Înainte să vin la această conferință, m-am interesat și de datele din județul Argeș. De exemplu, un județ din care eu mă trag și vă recomand să faceți această statistică din județele din care veniți, pentru că e important să știți cât de relevantă este această tematică la nivelul fiecărui județ. În 2022, patologia oncologică se afla pe locul 5 în Argeș, ca și prevalență, și pe locul al doilea ca și cauză de mortalitate. Iar la sfârșitul anului trecut, erau în evidență 21.032 de bolnavi, în creștere față de 2021, și tot la nivelul anului 2022 au beneficiat de tratament prin Programul Național de Sănătate Oncologie 3.302 pacienți, dar din păcate am pierdut 430 de argeșeni din cauza cancerului. Ca atare, mai pierdem și timpul. În 2015 am depus împreună cu colegii mei din Partidul Național Liberal proiectul Legii Prevenției, 2015. O lege a prevenției, însă la momentul acela sistemul de sănătate probabil nu era pregătit pentru o schimbare, era logica aceea că încă te duci la doctor doar când ești bolnav. Din păcate, pe anumite tronsoane persistă și astăzi această mentalitate și, din păcate, a primat atunci logica electorală a perioadei 2015-2016, iar propunerea legislativă privitoare la legea prevenției a fost respinsă. În 2020, acum puțin timp, s-a adoptat legea 152 pentru prevenirea îmbolnăvirilor. În 2022 s-a reglementat, așa cum spunea și Nicoleta, dreptul la uitare, care prevedea că supraviețuitorii de cancer să nu mai fie nevoie să declare asigurătorilor că au avut boală. Iar tot atunci s-a votat legea prin care asiguratul care îngrijește un pacient bolnav de cancer beneficiază de concediu și de indemnizație, dar și legea care dă posibilitatea ca încadrarea în grad de handicap să se poată face la domiciliul bolnavului. Sunt foarte multe lucruri, prevederi legislative care aduc un plus de oxigen pentru fiecare bolnav din România și îl văd pe domnul președinte Cercel, îi mulțumesc că s-a plecat împreună cu Comisia de Resort asupra tuturor acestor probleme. De aici, din Senatul României, din Parlamentul României, vă asigur că a existat toată deschiderea și întregul sprijin pentru bolnavii de cancer. Spunea doamna senator Pauliuc despre suportul pe care premierul României l-a dat, fiind prezent de fiecare dată la genul acesta de dezbateri. Mircea Brudean probabil că va face precizările de rigoare și pentru suportul care urmează, pentru că din 1 iulie sunt alte măsuri care să arată această preocupare a guvernului pentru bolnavii oncologici, însă este limpede că e nevoie de o strategie amplă privind această boală cruntă. România are acum această strategie. S-a ajuns la ea după ample consultări, cu multă muncă din partea Parlamentului, din partea administrației prezidențiale. Doamna Pun, vă mulțumesc și eu pentru efort, pentru că s-au propus acțiuni concrete la toate nivelurile pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților. Poate astăzi, săptămâna aceasta, vorbim mai mult despre cancer, despre supraviețuitorii acestei boli, despre ce s-a făcut sau ce ar trebui să se fi făcut și nu se face. Însă, cred că este timpul să ne asumăm, să punem presiune pe persoane sau pe acțiuni atunci când vedem că ele sunt tărăgănate.
Iar la acest moment, sigur, ar trebui să accelerăm, să demarăm și să consolidăm strategii de care oamenii suferinți au nevoie. Și am să vă spun un lucru pe care în 23 de ani de politică l-am învățat. Nu poți să construiești reforme consistente, nu poți să alini suferința dacă ai orgolii. Cu orgolii personale și cu amânări nu ajungi nicăieri. Mai mult, decizia de a institui ziua supraviețuitorului de cancer trebuie să aibă și o altă valoare. Și anume trebuie să reprezinte angajamentul ferm și rapid al clasei politice în lupta pentru combaterea cancerului, pentru că acesta este singurul, dar singurul răspuns pe care pacienții oncologici trebuie să-l primească de la forurile decizionale. De aceea eu am să-mi permit să lansez în fața dumneavoastră un apel către conducerea Ministerului Sănătății și o fac cu toată deschiderea și cu tot simțul constructiv pe care un parlamentar al coaliției guvernamentale îl are, un apel către conducerea Ministerului să elaboreze până la sfârșitul lunii iunie normele metodologice ale planului anticancer lansat la Cotroceni, aprobat de Parlament anul trecut, pentru că altfel va fi foarte dificil, dacă nu chiar imposibil, să explicăm de ce în continuare 152 de persoane mor în fiecare zi din cauza cancerului, iar anual 20.000 de pacienți. Sau de ce România are cu 48% mai multe decese față de media europeană. Concluzia mea, trecând peste toate lucrurile care ne leagă, sunt convinsă că ne va lega și mai mult. Și anume, faptul că această boală, cancerul, poate fi învins. Eu cu acest lucru optimist rămân în minte de la această conferință, din mesajele pe care le-am primit de la dumneavoastră și sper să ne vedem nu doar la a doua ediție a Zilei Supraviețuitorului de Cancer, ci să ne vedem și peste 50 de ani și peste 60 de ani în aceeași formulă și să ne tot vedem și să putem să anunțăm că e din ce în ce mai bine și că supraviețuitorii de cancer au reușit să facă performanță prin vocile pe care le au în Parlamentul României și că suntem cu toții sănătoși, dacă îmi permite să închid în această formulă, doamna senator Pauliuc. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Pentru mine sunteți toți o sursă de inspirație, așa cum e și Nicoleta. Zi bună tuturor! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vorba doamna președintă a Senatului că România are nevoie de o strategie de implementare a legii prevenției. Avem nevoie și de o strategie națională a prevenției, avem nevoie și de o strategie națională de sănătate, avem nevoie de multe documente care să ne arate, să ne ghideze pașii atunci când vorbim despre sănătatea românilor. Acum am să invit, așa cum am spus și la început, premierul Nicolae Ciucă a demonstrat în numeroase rânduri că este un adevărat partener al bolnavilor oncologice, al supraviețuitorilor de cancer. Astăzi, din păcate, agenda politică, vă spun sincer și am să dau din casă, domnul premier mi-a trimis un mesaj ca să știți exact, la ora 4:59, pentru că a tot sperat că poate să ajungă astăzi și mi-a spus, Nicoleta, cred că înțelegi, nu pot să ajung, dar din respect față de noi toți și față de cei care, așa cum am spus, sunt diagnosticați cu această boală, astăzi este domnul Mircea Brudean, șef al cancelarei primului ministru Nicolae Ciucă, să ne aducă cuvântul lui. Cred că te-am botezat, nu? Te-am botezat și mi-a spus de la început, vezi cum că mă botez, sigur. Deci e de bine, lasă, e important. Da, clarifică repede. Da, e în regulă. Mulțumesc mult, doamna senator.
Doamna președinte al Senatului, doamna consilier prezidențial, distinși reprezentanții ai Parlamentului României și ai Guvernului României, excelențele voastre, reprezentanții ai Corpului Diplomatic Acreditat la București, stimați invitați, îmi revine deosebită onoare de a transmite mesajul domnului Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României, cu ocazia acestui eveniment deosebit. Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, aflată la a doua ediție, este extrem de importantă din două perspective. Pe de o parte, este un prilej să-i onorăm pe cei care au reușit să învingă această cumplită maladie. Pe de altă parte, este o sărbătoare care oferă speranță sutelor de mii de români care luptă în acest moment împotriva unui diagnostic atât de crunt. Poveștile de viață ale supraviețuitorilor de cancer sunt spectaculoase și emoționante. Dând dovadă de curaj și dârzenie, alegând să lupte, aceștia au reușit să câștige cea mai importantă bătălie a vieții lor, ceea ce îi transformă în eroi. Pentru că un erou nu este altceva decât o persoană obișnuită care găsește puterea de a persevera și de a rezista în ciuda obstacolelor pe care viața îi le așterne în cale. De aceea mă înclin cu respect în fața supraviețuitorilor de cancer din România, care prin puterea exemplului personal oferă o speranță nu doar pacienților oncologici aflați la începutul drumului de vindecare, ci întregii societăți. Puțină perseverență, puțin mai mult efort și ceea ce părea un eșec fără speranță se poate transforma într-un succes. Din păcate, aproape că nu există român care să nu știe o persoană dragă să se fi luptat cu acest spectru de boli îngrozitoare sau care să fi dus o luptă personală împotriva unei forme de cancer. Statisticile ne arată o realitate dură și au fost prezentate de-a lungul acestei discuții până în prezent. Și atunci, instituțiile statului trebuie să ofere răspunsuri și soluții concrete. Prin toate acțiunile pe care le-am întreprins în calitate de prim-ministru al României, am dovedit că am înțeles foarte bine un lucru cu privire la prevenirea și combaterea cancerului. Mesajul meu clar este că nu există timp de pierdut. Ne aflăm în fața unui moment unic de consens în care bolnavii de cancer, clasa politică în ansamblu, societatea civilă și mass media au convenit că acum este momentul să acționăm pentru a răspunde acestei probleme semnificative de sănătate publică. Toate autoritățile statului trebuie să lucreze împreună astfel încât să facem mai bună viața pacienților și să nu îi împovărăm cu problemele sistemului de sănătate. Autorități și decidenți, toți trebuie să fim deschiși soluțiilor inovatoare, atenți la recomandările specialiștilor și mai ales la nevoile pacienților. Nu avem responsabilitate mai importantă decât garantarea dreptului la sănătate pentru toți cetățenii acestei țări. Mă bucur că avem în sală oaspeți de seamă, începând cu minunatele cadre medicale care luptă în fiecare zi pentru a-i ajuta pe bolnavii noștri să se facă mai bine și să biruiască boala și continuând cu reprezentanții ai ambasadelor mai multor țări democratice angajate la rândul lor în bătălia cu această maladie a secolului 21. Tocmai de aceea vreau să reiterez angajamentul meu și al Guvernului de a depune toate eforturile pentru a aduce România în rândul statelor în care un diagnostic de cancer nu reprezintă o condamnare la moarte. Aceasta înseamnă deopotrivă o reformă profundă a sistemului, pentru că sunt probleme care trenează de decenii întregi, dar și finanțarea corespunzătoare a spitalelor din țara noastră, unde sunt tratate persoanele care suferă de afecțiuni oncologice. Ne trebuie o abordare integrată, dar și programe țintite. Nu trebuie să ne uităm doar în interiorul României, ci putem să luăm exemple de la cei care au reușit în alte state și putem face în așa fel încât să fim primii care implementăm principiile asumate prin Planul European contra Cancerului. Cu atât mai mult, cu cât acolo sunt și fonduri europene pe care le putem accesa prin diverse programe. Nu suntem singuri și izolați în această bătălie cu o boală extrem de agresivă, dar care poate fi învinsă. În încheiere, vreau să le mulțumesc tuturor supraviețuitorilor unui diagnostic oncologic pentru puterea exemplului pe care îl oferă și pentru speranța care radiază la nivelul societății românești. În același timp, vreau să-mi exprim recunoștința
pentru eforturile pe care le fac reprezentanții asociațiilor bolnavilor de cancer, dar și toți cei care s-au înrolat pentru a lupta în acest război împotriva cancerului. Încă o dată vă mulțumesc pentru ocazia de a putea transmite astăzi un mesaj atât de multor învingători. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit pe masă pinul care înseamnă semnul supraviețuitorului de cancer, nufărul galben, floarea speranței, a renașterii, floare pe care vrem să o ducem la nivel european, la semn al supraviețuitorilor din Europa și de ce nu, poate putem să țintim mai sus. În același timp, pe masă aveți un cartonaș, Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Rugămintea mea către dumneavoastră este să scrieți, dacă doriți, un mesaj pentru cei care sunt diagnosticați cu cancer, iar aceste mesaje le voi trimite la bolnavii oncologici sau la supraviețuitorii de cancer. Pentru că dezbaterea de astăzi se dorește a fi un parteneriat. La fiecare 9 secunde, un nou caz de cancer este diagnosticat în Europa. Inamicul nostru este comun. Trebuie doar să ne calibrăm armele și să învățăm din experiența fiecăruia. Mă bucur să o avem drept partener pe Stella Kyriakides, comisar european pentru sănătate și siguranță europeană, cea care luptă pentru depășirea inegalităților în materie de cancer în Uniunea Europeană. Doamna comisar ne-a trimis un mesaj și vă invit să ascultăm mesajul. Dear colleagues, friends, I'm delighted to be part of the Romanian National Cancer Survivors Day. Today, we are detecting cancer earlier and treating it more effectively. These remarkable improvements mean that there are now over 12 million cancer survivors in Europe, and this number is growing. Today is about increasing public awareness, about listening, about understanding. It sends a powerful message to patients, survivors, their families, that society cares. Quality of life of cancer patients and survivors is a personal priority, and it is one of the four main pillars of Europe's Beating Cancer Plan. This means that we are taking concrete steps to support survivors in Romania and across the EU. For example, in April, work started on a code of conduct on fair access of cancer survivors to financial services. By adopting this code of conduct in 2024, we aim to ensure the right to be forgotten and address discrimination. Employment is another area of concern for those whose lives have been touched by cancer. A new study on job retention and return to work for cancer patients and survivors will identify best practices in member states, and that we will work to promote their application across the EU. We are, of course, also working hard on other pillars such as prevention, early detection, diagnosis and treatment. We, for example, achieved a major milestone with the new EU recommendations on cancer screening. And by 2025, an EU network linking national comprehensive cancer centers to improve cancer care in member states. But if we're to succeed, these initiatives need to be mirrored by efforts in member states. So I welcome the fact that the Romanian National Cancer Plan was approved last year and that it is well aligned with Europe's Beating Cancer Plan. Combined with initiatives like National Cancer Survivors Day, you are giving more visibility to the needs and challenges of those whose lives have been touched by this disease. It is essential that their voices are heard. It is essential that we respond together. So I would like to end by expressing my sincere gratitude to civil society and to Senator Nicoleta Paliuk, herself having a cancer experience and being a voice for others for bringing this initiative to life. To this effort, I join my voice as a cancer survivor. Thank you.
Mulțumesc. Deci, un angajament pe care ar trebui, cred că, să ne luăm toți prezenți la această masă. România nu poate sta în afara măsurilor și pilonilor de acțiune atunci când vorbim despre cancer. Și angajamentul meu personal este că, da, în Parlamentul României, tot ceea ce ține de îmbunătățirea calității vieții pacienților oncologici, al supraviețuitorilor, își vor urma drumul. Am să-l invit acum pe domnul președinte al Comisiei de Sănătate, eram să spun domnul președinte al Comisiei de Apărare, din Senatul României. Îi mulțumesc foarte mult domnului profesor Cercel, avea și ședință, dar și-a amânat ședința ca să fie lângă noi. Prezența dumnealui aici este un semn de respect, pentru asta eu îi mulțumesc foarte mult. Sunt într-un parteneriat constant, apărarea și sănătatea își face datoria. Demonstrează că lucrurile funcționează atunci când partenerii sunt corecți și au același scop, și anume să facă legi bune pentru cei care ne-au trimis în Parlament. Domnule profesor, domnule președinte, vă mulțumesc și aveți cuvântul. Da, mulțumesc frumos, doamna președinte a Senatului, doamna consilier prezidențial, doamna președinte a Comisiei de Apărare, care a apărat și sănătatea, domnule șef al Cancelarii primului ministru Mircea Abrudean, am spus bine, da? Stimați colegii din Ministerul Sănătății, mă bucur că ați venit astăzi aici pentru Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer, cea de-a doua trecere în revistă acestei patologii și datorită, aș zice, doamne senator Pauliuc, nici cancerul nu mai este ce a fost. Pentru că înainte vreme se spunea ai cancer, o să dai pe naiba. Așa, în momentul de față vedem că nuanțele de gri și de alb sunt din ce în ce mai dese. Și vă dau un singur exemplu, pentru că doamna președinta Senatului de dea exemple cu procente. Am primit un material de la Alpim și vreau să vă asigur că atunci când primesc materiale le și citesc, nu le pun doar deoparte așa, le și citesc, și aici scriu în felul următor. Până la apariția terapiilor țintite și respectiv a imunoterapiilor, melanomul malign avea o rată de supraviețuire de 5 ani aproximativ. Iar în 2019 aceasta depășea 50%. Deci se poate face acest lucru. Asta dacă ne punem toți de aceeași parte a baricadei și mergem cu rezultatele cuvenite. Mai mult decât atât, tot în acest document se spune, pacienții români au acces în 991 de zile de la Autoritatea Europeană la unul din trei medicamente pentru tratarea cancerului, media europeană fiind de 526 de zile. Și eu stau și mă întreb, de ce durează atât de mult aceste lucruri? Cât ne trebuie ca să analizăm un dosar de tip health technology assessment, că acum așa se poate, da? Ne pierdem cam mult timpul pe hârtii, în loc să dăm și să promovăm medicamente. Și mai mult decât atât, din păcate, la noi se constată o întârziere foarte mare din momentul în care un medicament inovator, nu contează în ce patologie, dar vorbim astăzi de cancer, apare, până când ajunge să fie evaluat și respectiv, până ajunge forma la Casa Națională de Asigurări, până să fac dosarele de licitație, de negocieri, de ce să mai face, pierdem foarte mult timp. Birocrația este cea care ne împiedică foarte mult în acest moment să mergem pe repede înainte. Așa cum spunea și doamna președintă a Senatului, e cazul să mergem pe repede înainte. Noi, de bine, de rău, la nivel de Senat și la nivelul Parlamentului României, cred că am făcut o serie de lucruri că în ideea acestor pași importanți, indiferent din ce spectru politic am fost. Mai mult decât atâta, când am intrat în Parlamentul României, s-a făcut un grup de lucru cu vicepreședintele Camerei Deputaților la vremea aceea, actualul ministru Alexandru Rapila, și cu Anca Dragu, care era atunci președinta Senatului, și împreună cu domnul profesor Achimaș, și tocmai asta am început să facem. Deci a fost o preocupare continuă și susținută. Rezultatele în momentul de față se văd.
Avem și strategia la îndemână, avem și un plan cadru, avem și un plan venit pe relația UE, ați văzut și mesajul doamnei comisar. Deci avem cam tot ce ne trebuie. Mai trebuie puțină voință și să împingem puțin mai mult lucrurile. În această ecuație, doctorii și-au făcut treaba. Pentru că doctorii au învățat despre molecule și nu sunt puține molecule și vă asigur că au niște denumiri de te doare capul când te-a pus să le citești, dar apoi să le mai și ții minte. Și faptul că le-au ținut minte nu e mare lucru, dar au învățat cum să le utilizeze cu succes. Pentru că fiecare pacient este un individ și o individualitate. Și ca atare trebuie să te apropii de el cu schema care se potrivește cel mai bine. Am și o veste bună, pentru că eu sunt optimist de felul meu și vin cu vești bune, și anume că în PNRR, faimosul PNRR, da? Este vorba de construirea și la noi a două sau trei unități de protonoterapie. Mă bucură foarte mult pentru că deja protonoterapia este mult peste ce avem în momentul de față. Asta înseamnă că distruge la punct, la pix și nu dă și pe deleturi, așa cum se întâmplă de multe ori în actuala terapie. Deci sper ca în 2024 să avem aceste unități de protonoterapie puse în funcțiune. E un avantaj fantastic pe care vor avea pacienții, eventualii pacienți de cancer, că sper să avem cât mai puțin și mi-aș dori ca aceste unități să stea mai mult degeaba. Din păcate, dacă nu trecem la prevenție serioasă și susținută, vom mai avea, din păcate, parte de pacienți de cancer care să fie depistați tardiv, că despre asta este vorba. Altfel, cancerul se vindecă în momentul de față cât se poate de bine și sunt exemple cât se poate de clare în acest, din acest punct de vedere. Dar odată scăpat de o boală, asta nu înseamnă că nu poți să mai faci, pentru că nu dă imunitate, din păcate. Și poate aici cei care au la dispoziție aceste instrumente cu care se dezvolte și o trainare a limfocitelor care se ocupă de supravegherea organismului nostru, atunci evident că vom avea șanse suplimentare de a interveni și din acest punct de vedere cu prevenție. Și vă dau un exemplu din HIV-SIDA, în momentul de față cu prevenție. Există preparate injectabile odată la 6 luni ca să nu iei HIV-ul. Și am propus această abordare, mai ales pe grupurile care sunt la risc și sunt destule grupuri la risc și mă refer aici la utilizatori de droguri de administrare intravenoase, etc., etc., nu intru în amănunte, deci se poate și din acest punct de vedere. Noi avem la îndemână un instrument care se cheamă vaccinarea HPV, căruia am dat cu piciorul în urmă cu câțiva ani de zile din prostia noastră. În momentul de față constat că s-a redresat această situație și că există cereri. Vreau să vă spun aici că vorbim tot despre cancer, previne cancerul de col uterin, dar previne și papilomatoză, dar previne foarte multe lucruri această administrare a acestui vaccin. Și este de administrat atât la fetițe cât și la băieței. Pentru că, mă rog, să știe că totuși avem și niște vectori și vectorii sunt și băieței printre altele. Deci, la ambele tipuri de sex, și sexul feminin și sexul masculin, se poate administra acest vaccin. Nu aș vrea să mă întind foarte mult, pentru că vă țin aici 2 ore un curs, nu vă vedeți, și eu să mă opresc aici. Felicitări, doamna senator, felicitări, doamna consilier prezidențian, și felicitări, domnule președinte al Comisiei de Sănătate, pentru că ați participat și colaborat la acest lucru. Vă mulțumesc și vă doresc spor la treabă. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că vorbeați despre vaccinarea HPV. Vă spun că sunt mamă de fată de 12 ani. Săptămâna trecută i-am făcut prima doză de vaccin HPV. Săptămâna viitoare urmează a doua. Asta înseamnă, spun eu, responsabilitate pentru viața copiilor noștri. Vreau să le mulțumesc oaspeților noștri din străinătate care ne fac onoarea de a fi astăzi alături de noi. Știm că lupta împotriva cancerului nu este doar una locală și vrem să ne conectăm la marele efort
în lupta împotriva acestei maladii care are loc în acest moment, așa cum am spus, la nivel mondial și nu numai. Sunt puse foarte multe fonduri la bătaie, aș spune, la nivelul Uniunii Europene, doar trebuie să ne apucăm de scris, să ne facem proiecte ca să le accesăm. România crede cu tărie în nevoia unei abordări integrate în acest moment, pentru că împreună suntem mai puternici și mai eficienți. Am să o invit să ni se adreseze pe doamna senator, am rămas tot cu doamna senator, doamna excelența sa, doamna ambasador al Suediei, doamna Therese Heiden. Avem ce învăța din experiențele Suediei. Aveți cuvântul. Stimată doamna senator Pavliuc, stimați președinte Senatului, stimați consilier președinț, consilier prezidențial, domnule secretar de stat, stimați organizatorilor implicate în activitate în legătură de cancer, doamnelor și domnilor, în primul rând o felicit pe doamna senator Pavliuc pentru organizarea acestui eveniment supraviețuitorilor cancerului, dar mai important pentru inițiativa ei de Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Din păcate, cancerul este una dintre cele mai frecvente boli la om. Datorită tratamentului, intervenției chirurgicale și cercetării în continuă, tot mai mulți oameni supraviețuiesc cancerului. Importanța infragerii cancerului este recunoscută și de la UE prin Planul European de Combatere a Cancerului. Acest plan arată importanța nu numai a descoperirii timpurii și tratamentelor bune, ci și a modului de prevenire a cancerului și a măsurilor generale de sănătate publică pentru populației. Prin urmare, este foarte important că și România și-a dezvoltat și aprobat ca lege Planul Național de Combatere a Cancerului. Acest plan național subliniază de asemenea măsurile de prevenție și de sănătate publică, precum și educația pentru sănătate, astfel încât oamenii să înțeleagă mai bine beneficiile unui stil de viață mai sănătos. De asemenea, apreciez accentul pus pe programele de screening din România, precum pe vaccinul, cum a fost menționat deja, vaccinul anti-HPV, care ar trebui să fie disponibil atât pentru băieți cât pentru fete. Avem și în Suedia o strategie națională privind cancerul, care este actualizată în mod regulat. Suedia a parcurs un drum lung în eforturile de prevenire și tratare a cancerului, pacientul fiind în centrul procesului. În prezent, 7 din 10 persoane supraviețuiesc după ce a fost diagnosticate cu cancer. Cu toate acestea, se pot face mai multe și în Suedia, ca un mai mare accent și fonduri adresate prevenției pentru a permite oamenilor să rămână sănătoși în loc că cheltuiască banii pentru vindecare. De asemenea, în Suedia este recunoscut faptul că este necesar să se lucreze mai strâns între pacient, sistemul de sănătate, mediul de cercetare, industria și factorii de decizie politică. Numai acest lucru va duce la o schimbare de mentalitate și la rezultate mai bune în evitarea și vindicarea cancerului. O astfel de platformă incorporare în Suedia se numește Vision Zero Cancer, care își propune să dezvolte metode de tratament și îngrijire a bolnavilor de cancer mai concentrate asupra pacientului, mai accesabile și mai echitabile. De asemenea, sunt mândru că compania suedeză Elekta oferă cea mai avansată tehnologie de tratare a cancerului aici în România, precum Elekta Gamma Knife. Având în vedere că Suedia și România împărtășesc în mod clar aceeași viziune privind combaterea cancerului,
Ar fi util ca țările noastre să facă schimb de bune practici în acest domeniu. Voi fi bucuros să lucrez împreună cu partenerii dedicați aici în România pentru a încerca să mă organizez dacă există un interes. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu și știu că vă faceți și că sunteți angrenată și dumneavoastră personal într-o serie de acțiuni legate de cancer și pentru acest lucru eu personal vă mulțumesc. Am să-l invit acum pe domnul ambasador, excelența sa, ambasadorul Japoniei în România, domnul Hiroshi Ueda. Japonia a reușit să aibă unul dintre cele mai eficiente programe de screening atunci când vorbim de cancer. Domnule ambasador, excelența voastră, vă invităm să luați cuvântul. Mulțumesc, Madam Speaker, Mrs. Gorgiou. Dear Mrs. Senator Nicolau Paluku, Madam President Advisor, dear cancer survivors, dear medical doctors, dear colleagues, my ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, and thank you very much for the invitation. I'm honored to be here with you all. I learned that the National Cancer Survivors Day was held for the first time last year, and that it is a beneficial and meaningful event for both those who have beaten cancer and those who are fighting the disease. While I am not an expert on this area, my knowledgeable professionals are here to help. One of them is Senator Nicoleta Paluku. As the Senator mentioned, when she drafted the law to establish a National Cancer Survivors Day every year in Romania, the purpose was to send a message of hope to the cancer patients, their families, and friends. Last January, I paid a courtesy visit to the Senate Paluku. Although security was the main topic of discussion, since Senator Paluku is the chair of the Senate Defense Policy Committee, I was strongly impressed by the personal conversation that went beyond that. Senator Paluku shared with me her own powerful experience as a cancer survivor. I found the senator's example of overcoming cancer to be very encouraging for cancer patients and their families. In Japan, cancer has been the leading cause of death since 1981, and more than 300,000 people die from cancer every year. It is estimated that one in two men and one in three women will develop cancer during their lifetime in Japan. So the Japanese government decided to implement a comprehensive 10-year strategy for cancer control in 1984 as a nationwide program to contend with cancer. Since then, every 10 years, Japan has adopted a cancer control strategy. We have set the goal of realizing a society in which all the people know about cancer, face cancer, and is not defeated by cancer. Various cancer control measures are being implemented to tackle cancer at the levels of the national government, local governments, the public, including cancer patients, medical professionals, and mass media. The key objective of the current strategy is to promote cancer care that leaves no one behind and work to overcome cancer with all citizens. In our strategy, we identify three main goals: cancer prevention, cancer care, and coexistence with cancer. First, cancer prevention. It is to reduce cancer incidence and mortality by learning about and preventing cancer through promoting cancer screening for early detection and early treatment. Second, cancer care. It is to improve the cancer survival rate
reduce the cancer mortality rate and improve the quality of life of all cancer patients and their families during treatment by improving systems for receiving appropriate care. Third, coexistence with cancer. It is to improve the quality of life of all cancer patients and their families during treatment by achieving a community-inclusive society in which people can live with dignity and peace of mind even if they have cancer. I believe that it is necessary for humanity to pool its wisdom and knowledge to make cancer completely curable, to reintegrate the patients fully into the society after they overcome the disease, and to further raise the cancer awareness in the society as a whole. In this regard, it is significant and timely to hold an awareness-raising event like this one. I'd like to conclude my words by paying tribute to Senator Pollock once again and her leadership in making this event possible. Thank you very much. Thank you very much. La fel ca Japonia, Coreea de Sud are o incidență mare de cazuri noi de cancer de stomac, dar eforturile lor sunt pe măsură. Vă propun să ascultăm intervenția excelenței sale, domnul ambasador Rim Kamsu. I say correct, yes? Yes. Your names. Yes, right. Madam Senator Pollock, and distinguished guest, domnul Rol și domnilor, bună dimineața. Mi-e face o deosebită plăcere și onoare să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, cu ocazia celui supraviețuitorului de cancer. Oricare onoarea, viața și curaj supraviețuitorilor de cancer. First of all, I have to pay tribute to Senator Pollock for her bravery and for her hard work to bring all of us here to celebrate the National Supraviatory Law of the Cancer. This is the second year that Romania marks this day. It was made possible due to the initiative and leadership by Senator Pollock with herself as cancer survivors. National Cancer Survivor Day is the day we celebrate the victory against fatal disease. This is the day to share our hope with others who might go through the same experience. This is the day for the winners to encourage others to keep fighting and to stay very stronger. I see the yellow water lily, a beautiful and spectacular flower, which signifies the perseverance and the inner strength and the rebirth. Known as the silent killer, cancer has been the leading cause of death in Korea as well. In Korea, more than 200,000 people are newly diagnosed with cancer every year, and more than 60,000 people are dying from cancer every year. As far as I know, in Romania, cancer is the second cause of death after circulatory system diseases. However, nowadays, cancer is no longer a death sentence. In many cases, cancer can be overcome. More than one third of the other cancers can be prevented. More than one third of cancer diagnoses can be 100% cured. And more and more cancer patients can live longer if well taken care of. So we know that prevention, early diagnosis, and timely treatment are the three most important pillars in fighting other cancer. The Korean government legislated a cancer control law in 2003 to prevent and combat cancer. This law mandated government to lead the integrated approach of prevention, early diagnosis, and timely treatment in full cooperation with local governments, hospitals, and research centers.
We also celebrate Cancer Prevention Day every year on March 21st. The main objective of the day is to raise awareness of the cancer and to encourage its prevention, detection, and treatment. European Union and Romania also enacted a similar legislation. However, one thing is missing. Together with these three pillars, we have to add one more pillar, and that is the hope. Hope that we can survive gives the patients the strength to fight and to move on. 2 years ago, in 2021, Senator Pavliuk spearheaded in this field and initiated a draft law on designating the first Sunday of June as the National Day of Cancer Survivors. National Cancer Survivors Day aims to provide an opportunity for the survivors to share their heroic experiences and to draw nation's attention to the challenges and solutions related to the cancer and its survivors. The draft law was adopted on October 2021. The power of the living example of those who have overcome the disease can have a lot of mobilizing and the encouraging effect. Disseminating the hope and belief, then you can too overcome such an order. You can do it. It's an invaluable asset to fight cancer. Today is a day dedicated to the cancer survivors whose mental and physical resilience must be respected, celebrated, and widely shared. Today is the day dedicated to the courage, confidence, and determination to overcome extremely difficult moments. Today is a day in which we celebrate life and the strength to overcome the disease. With enhanced awareness, early diagnosis, access to superb treatments, together with the hope and moral support by the, given by the survivors, we can defeat this disease. We can make it. I sincerely congratulate the second National Cancer Survivor Day in Romania, and I also pay tribute to the cancer survivors. Suntem alături de supraviețuitori de cancer, oamenii puternici și curajoși. Dumnezeu să te binecuvânteze mereu. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, excelența voastră. Am să-l invit acum pe domnul ambasador al Republicii Moldova în România, domnul ambasador Victor Chirilă. Excelența voastră, vă mulțumesc și aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, stimată doamnă președinte. Trageți un pic microfonul. Da. Așa. Bună ziua tuturor încă o dată. Stimată doamnă senator Nicoleta Pavliuk, stimate senator Cercel, stimați parlamentari, stimate consilier prezidențial, stimați colegi și ambasadori, sunt onorat să particip la evenimentele din cadrul manifestărilor prilejuite Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, așa cum s-a menționat, desfășurate sub înaltul patronaj al președintelui României. Și vreau să mulțumesc în special doamnei senator Nicoleta Pavliuk pentru invitația acordată. Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer reprezintă un puternic mesaj de speranță și de mobilizare pentru toți, în special pentru cei care luptă cu această boală necruțătoare. Este fără îndoială un exemplu și un mesaj de încurajare pentru toți pacienții oncologici. Și acești oameni trebuie neapărat să fie susținuți de autorități, de societate, să nu fie uitați. Pentru că bătălia lor este și bătălia noastră. Este bătălia societăților noastre și a omenirii. În Republica Moldova, maladiile oncologice constituie cea de-a doua cauză a mortalității după maladiile cardiovasculare, fiind o problemă prioritară pentru sistemul nostru de sănătate.
În 2021, cele mai diagnosticate tumori maligne din Republica Moldova au fost cancerul mamar, colorectal, de prostată, al pielii și traheei, care au însumat în total peste 52% din numărul total de tumori maligne. Evident, Republica Moldova, începând, avem actualmente un program național de control al cancerului, care a fost aprobat în 2016 și expiră în 2025. Și putem spune deja la această etapă că, datorită acestui program național, avem și unele succese, realizări pozitive. De exemplu, în scopul depistării precoce a maladiilor canceroase și stărilor precanceroase, în Republica Moldova sunt puse în aplicare 3 programe de screening pentru cancerul mamar, colorectal și cervical. În ultimii ani a crescut și accesibilitatea examinărilor prin mamografie. Astfel, în 2022 au beneficiat de această investigație 5.302 femei, comparativ cu 2.963 în anul 2021. Au fost obținute succese în combaterea cancerului cervical cu ajutorul proiectului Prevenirea cancerului de col uterin în Republica Moldova, care a fost inițiat de către Ministerul Sănătății și finanțat de un partener foarte credibil, foarte apropiat nou, Fondul ONU pentru Populație. Și de asemenea, parteneriat a fost realizat în parteneriat cu Biroul de Cooperare ale Vieții și Organizația Mondială a Sănătății. Astfel, rata de adresare la medicul de familie pentru testul citologic a femeilor de vârstă cuprinsă între 25 și 61 de ani a crescut de la 25% în perioada pandemiei COVID la 54% în anul 2022. Rata de adresare la serviciul de colposcopie a crescut cu 40% comparație cu anul 2021 și constituie 60% din totalul femeilor depistate cu atipie în urma testului citologic. Rata de tratament a pacienților confirmate cu leziuni precanceroase severe s-a triplat și constituie 78% din toate pacientele confirmate histologic. 98 de femei însărcinate care au fost depistate cu leziuni precanceroase de diferit grad au beneficiat de monitorizare în cadrul centrului de referință în colposcopie. Au finisat sarcina și s-au tratat cu succes. Este fără îndoială o realizare mare pentru noi. 81% din toate cazurile confirmate cu cancerul de col uterin la centrul de referință în colposcopie au fost diagnosticate în stadiul incipient și doar 9 femei, ce înseamnă 19% din aproape 50, au fost depistate în stadiul 2 și 3. Registrul screening de col uterin, un mod nou în sistemul informațional automatizat de asistență medicală primară, a fost dezvoltat și se află în proces de implementare. Este primul registru medical interoperabil cu alte registre de evidență a datelor utilizate de prestatorii în sănătate conectat prin serviciul M-Connect cu suportul Agenției Naționale de Guvernare Electronică, e-Gov. Ministerul Sănătății al Republicii Moldova este de asemenea angajat într-un demers consecvent adresat celor bolnavi pentru creșterea șanselor lor de supraviețuire. Autoritățile din domeniul sănătății al Republicii Moldova, medici, parteneri naționali, dar și societatea civilă, cei din sectorul privat, voluntari, și-au unit eforturile pentru a desfășura anual multiple acțiuni de informare și sensibilizare publică care să permită conștientizarea problemei cancerului, reducerea fricii, combaterea miturilor și concepțiilor greșite despre această boală. Săptămâna de prevenire a cancerului de col uterin din anul 2022 s-a extins într-o vastă campanie de informare și sensibilizare cu genericul Păstrează sănătatea, fără testul citologic, care s-a desfășurat pe tot parcursul anului 2022. Această campanie a fost realizată cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltarea României, ROED, pentru care suntem foarte recunoscători. De asemenea, a fost susținută de Fondul ONU pentru Populație. O importanță aparte are colaborarea specialiștilor din Republica Moldova și România, precum și implementarea proiectelor, modificări ale microbiomului uman în contextul stresului generat de antibiotice, rețeaua de excelență privind diagnosticul de cercetare a cancerului pulmonar, finanțate în cadrul programului operațional România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate
al Uniunii Europene. În septembrie 2022 au fost semnate acorduri de parteneriat cu două societăți de colposcopie din România, Iași și Cluj. Pe parcursul activității secției oncohematologie pediatrică din cadrul Institutului Oncologic de la Chișinău au avut loc multiple colaborări cu instituțiile medicale specializate în domeniul oncologiei pediatrice din România, dintre acestea figurând colaborarea în cadrul proiectului Speranța pentru copii din Moldova, finanțat de Agenția pentru Cooperare și Dezvoltare a Austriei, în cadrul căreia în 2012 a avut loc un schimb de experiență pentru medici și asistentele medicale în cadrul secțiilor de oncohematologie pediatrică a Spitalului Județean pentru Copii Luis Țurcanu din orașul Timișoara. Colaborarea cu Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Sklodowska Curie din orașul București, unde o echipă din cadrul Institutului Oncologic de la Chișinău a participat la schimbul de experiență pentru instalarea de camere implantabile pentru chimioterapie. Proiectul a fost realizat în 2022. Colaborarea cu Institutul Clinic Fundeni în domeniul dezvoltării diagnosticului prin flow-citometrie și realizarea investigațiilor de imunofenotipare pentru diagnosticul leucemiilor la copii. Pe parcursul anilor 2022-2023 au avut loc mai multe întrevederi la subiectul contractării serviciilor de transplant medular. Ulterior, în cadrul vizitei de lucru la Institutul Clinic Fundeni, au avut loc discuții privind contractarea acestui serviciu. De asemenea, vreau să menționez aici și colaborarea cu diverse asociații din România, care oferă suport și sprijin copiilor cu maladii oncologice din Republica Moldova și supraviețuitorilor de cancer. Și aici voi menționa în special și de asemenea mulțumindu-le pentru această susținere. Asociația Magic, Asociația Little People, Asociația Dăruiește Aripi, care împreună cu Institutul Oncologic au o colaborare foarte fructuoasă, reușită în Republica Moldova, în domeniul oncohematologiei pediatrice. Doamnelor și domnilor, Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer e un puternic mesaj de susținere, menit să ofere încredere și în posibilitățile de tratament și în șansele de vindecare, dar și un prilej de a vorbi despre accesul egal la cele mai noi terapii împotriva maladiei. Accesul egal la prevenirea, diagnosticul, tratamentul și îngrijirea cancerului poate salva vieți, așa cum o demonstrează experiența noastră. Dreptul la sănătate și la viață, aș spune eu, este un drept fundamental al nostru, pe care trebuie să-l prețuim, pe care trebuie să-l protejăm. Vă mulțumesc foarte mult, în special supraviețuitorilor acestei maladii. Suntem alături de dumneavoastră. Bătălia noastră, așa cum am spus-o inițial, este și bătălia noastră. Nu cred că există o familie pe acest glob care, într-un fel sau altul, a fost afectată de această maladie. Și în ce vă privește, nu sunt singur. Vă mulțumesc! Excelența voastră, vă mulțumesc și pentru mesaj, și pentru emoție. Și aș vrea să spun că săptămâna viitoare, dacă evenimentele politice ne vor permite, avem o vizită în Republica Moldova și în cadrul întâlnirilor pe care le voi avea, misiunii diplomatice care va fi în Republica Moldova, să știți că voi duce fraților noștri de peste Prut ideea de a sărbători împreună Nufărul Galben în prima duminică din iunie. Îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se întâmple și în același timp, pentru că ați menționat-o pe doamna Alina Pătrăcău, voi merge împreună cu dumneiei, împreună cu Asociația Dăruiește Aripi, să facem ceea ce simțim că trebuie să facem. Să-i ajutăm pe cei din Republica Moldova, atunci când vorbim de copii, să aibă visuri. Deci, încă o dată, mulțumesc și doamna Alina Pătrăcău va spune, cred că mai multe în intervenția dumneiei, despre acest proiect. Aș închide panelul dedicat experienței partenerilor noștri în lupta cu cancerul, se încheie aici, nu înainte de a-i da cuvântul domnului ambasador al Iordaniei în României. În România. Sufian Qadah, dacă am spus bine, dacă nu, mă corectați. It's perfect. Ok. Thank you.
Thank you, Your Excellency, Madam Senator Nicolita Pavliuk. All right. Madam Presidential Advisor Diana Lopartapo, dearest heroes of survivors, dear colleagues, ambassadors, ladies and gentlemen. I want first to congratulate Madam Senator for this successful meeting and her great efforts to increase awareness of cancer. Thank you, Madam Senator. And I am very honored to be part of this meeting today. Cancer, a word that instantly fills us with feelings of dread, fear, shock, and helplessness. As soon as this diagnosis is uttered, our lives are turned upside down and visions of doom unfold before our eyes. Our first instinct is to try to run away and hide. It's true that cancer is an intimidating and decisive enemy, but it is also true that cancer is beatable, especially when detected early. This is why we are all gathered here to unite against cancer. The fact is that cancer rates worldwide are growing at alarming speed and are affecting an increasingly younger population. These chilling statistics emphasizing the fact that this disease touches all of us in some way, whether as a patient, career, relative, or friend. However, as much as we try to tie cancer down to statistics, it will always remain in issuance a very real and human story. Sadly, many people living in this world yield to cancer because they are simply too scared to admit, even for themselves, that they may have the disease. There is also the fear of being cold-shouldered by their communities and even sometimes by their own families. They decide instantly to delay treatment with inevitably tragic consequences for the patients and his family. One of the people who struggled so hard to erase the stigma associated with cancer was our beloved late King Hussein. King Hussein broke our culture taboos by openly speaking about this cancer and combating it with great faith and courage. There is no magical formula to fighting cancer. It is only by grace of God, early detection, and access to the best medical treatments available that we can hope to overcome it. Knowledge is power. Instead of living under the shadow of myths and denials, patients must know their options and be able to act on them. Therefore, the best defense against cancer is a good offense. There are no guaranteed outcomes, but we can do many things to reduce our risks. For women, regular screening tests such as annual mammogram and breast exam during an annual checkup are a must, as is yearly colonoscopy for men. As simple as it sounds, early detection of the tumor can literally mean the difference between life and death for the patient. I am proud to say that the King Hussein Cancer Center in Jordan is now one of the most prominent comprehensively cancer centers in the entire Middle East. For both adult and pediatric patients, and is a treasure in its own right. For the past years, the King Hussein Cancer Center has been linked to the two of the best cancer centers of the world for adults and children, the U.S. National Cancer Institute and St. Jude Children's Research Hospital in Memphis, Tennessee. As a result, miracles have been achieved at the center, benefiting thousands of patients from all over the Arab world, patients who might have otherwise been doomed. The center's
mission to break the cycle of death resulting from the resistance taboos in our culture. It has taken a number of steps to raise awareness and to engrave the message that early detection can save your life. Toward that goal, the center has established the Office of Cancer Communication and Public Awareness, which is responsible for the outreach programs and has screening and early detection clinic, which offers tests and advice on follow-up. Lectures are organized throughout the kingdom in schools and universities and professional associations. Moreover, the center offers a 24-hour hotline which fields thousands of calls from members of the public inquiring about anything related to cancer. On a national scale, the King Hussein Cancer Center have been chosen to lead an aggressive nationwide campaign to promote the early detection of breast cancer, which is course blocking the lives of millions of women worldwide and the number one cancer affiliating women in our country. For the first time in Jordan, the Ministry of Health, the King Hussein Cancer Foundation and Center, as well as the USAID, have all united to develop a comprehensive early detection and screening program for Jordan. All of us in Jordan look forward to pursuing many avenues of cooperation between Romania and Jordan. I know that I speak for all of us when I say that we are all here this day for one goal and one goal only, which is to reduce the mortality of our citizens from a disease that can be treated successfully when detected early. This is the only way that we can hope for our mothers and daughters, our fathers and sons, for all our loved ones to rejoin their lives as happy, healthy, and protective members of their communities. And to all cancer patients, I'd like to say you are not alone on this. Thank you for listening. Mulțumesc foarte mult. Am să-l invit acum un prieten și personal, un prieten al meu, dar și al bolnavilor de cancer și al supraviețuitorilor, care în cadrul Comisiei de Sănătate, eram să spun iarăși de apărare, dar în cadrul Comisiei de Sănătate a ținut cu brio o parte a bolnavilor de cancer atunci când am discutat legea planul de luptă împotriva cancerului. Îți mulțumesc foarte mult, domnule președinte, Nelu Tătaru, domnule ministru, domnule sau coleg de partid, aș spune aici. Dar așa cum spun eu permanent, sănătatea nu are culoare politică și din acest motiv toți cei care suntem astăzi suntem prieteni al celor în suferință și încercăm toți la unison sau avem toți la unison același obiectiv și anume să îmbunătățim calitatea vieții acestora. Nelu, ai cuvântul. Ziua tuturor și mulțumesc de invitație, onorat să fiu astăzi aici. Vorbim de un moment în care sărbătorim supraviețuitorul de cancer. Nu trebuie să uităm totuși că real, avem 100.000 de noi cazuri de cancer și peste 50.000 de decese cu această maladie. Este ziua supraviețuitorului de cancer, dar este și ziua speranței pentru cei care duc această boală, pentru familiile lor și pentru fiecare din profesioniștii care, într-un fel sau altul, legătură cu domeniul oncologic. În urmă, cred că o perioadă, doi ani jumătate, începutul mandatului, un coleg de-al nostru, un prieten de-al nostru, Andrei Baciu, venea cu ideea unei legi a supraviețuitorului de cancer, eu fiind proaspăt ales parlamentar, să facă o lege. Atunci am considerat că acest proiect de lege trebuie să-l facă Nicoleta Pauliuc. Nicoleta pe care o știam de prin 2017 și când încă nu depistase patologia, și care astăzi, la 6 ani de zile, suntem alături de ea, sărbătorind-o, la fel ca și pe ceilalți supraviețuitori ai cancerului, într-un moment în care tragem și un semnal de alarmă.
A doua ani și ceva de mandat care n-au trecut chiar degeaba. Planul European de Cancer din 2021 din februarie, sub tutela președinției, doamna consilier prezidențial Loreta Păun este aici, sub patronajul președintelui Klaus Iohannis, am decis să facem un plan național de combatere a cancerului. Dacă am fi știut că n-aș fi atâtea polemici, vorbeam și nu aseam să se trezească lumea, aduceam tot ce înseamnă pacient de cancer, să-și plângă durerea și să ne arate că totuși suntem datori. Nicoleta nu știa ce demnitate să mai găsească. Ce de doctor? Doctorul mi-a dat, a făcut ca eu să fiu astăzi aici, în orice funcție, și nu invers. Vorbeam cu prietenii mei, Lazlo Attila și Patriciu Achimaș, oare câți dintre cei care în momentul acesta contestă sau repetează să facă un alt plan de cancer, am atins măcar un bolnav cu cancer. Cred că ziua de astăzi, ziua supraviețuitorului de cancer, este o zi în care fiecare dintre noi ar trebui să ne facem o evaluare a noastră, profesionist, pacient, familie, și să ne întrebăm dacă se putea face mai mult. Sigur, se putea face mai mult sau se putea face mai devreme. Discutăm astăzi într-un moment în care peste 3 săptămâni ar trebui să avem niște norme de aplicare a unui plan național de combatere a cancerului, de un alt plan de cancer. Nu știu dacă timpul, patologia arată răbdare cu noi. Discutăm în continuare de statistici, discutăm în continuare de screening pe care l-am făcut și până acum, de empiric, dar l-am făcut și până acum, într-un moment în care avem 2 ani de zile de la un plan european de combatere a cancerului, cu axe de finanțare pentru fiecare pilon, pentru noi ca și români, pacienți și specialiști deopotrivă, cu 2 piloni care să arate totuși ce înseamnă un traseu standardizat al pacientului, ce înseamnă un tratament personalizat al pacientului. Ce putem face fiecare dintre noi acolo unde suntem? La spital, în instituțiile oncologice, în Parlament, legi pe care să le punem în practică și practica să însemne efectiv tot ce un profesionist a învățat pentru un medical de calitate în ajutorul pacientului său. Ar trebui să vorbesc foarte mult de ce se întâmplă în această perioadă, de ce n-au fost 2 luni de elaborarea unor norme, de ce sunt 6 luni, dar cred că astăzi chiar ar trebui să fie un moment în care fiecare dintre noi să înțelegem cât de necesar este un plan național de combatere a cancerului care să poată fi aplicat și cât mai repede. Eu mulțumesc de invitație pentru astăzi, mulțumesc colegii mele Nicoleta Pauliuc și cred că cei care în aceste zile ducem o luptă ca, dacă în 30 de zile, de poate în 60, 70, 80, 90, să putem avea acest plan național de cancer aplicabil. Vă spun că suntem aici, vom lupta pentru acest plan național de combatere a cancerului și, mă repet, câți dintre cei care astăzi contestă sau vor să facă un nou plan de cancer au atins un pacient care are această maladie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Să știți că dacă prezența mea în sală astăzi este, se întâmplă, o vedeți, se datorează sau e și din vina domnului Nelu Tătaru, pentru că după ce am fost la o ședință de partid unde l-am investit președinte al organizației Vaslui, el m-a spus, Nicoleta, te duci acum la București și te duci și faci analizele. Eram galbenă, eu spuneam că sunt galbenă pentru că stau închisă în Parlament. Și în momentul în care mi-am făcut CT-ul, un domn colonel de la Spitalul Militar mi-a zis că ești cel mai grav caz pe care l-am în spital și am spus că el glumește. Da, îți mulțumesc, Nelu, pentru prietenie și pentru faptul că m-ai făcut să te ascult. Mi-ai spus să mă duc la analize, m-am dus și poate că sfatul tău m-a ajutat ca astăzi să fiu unul dintre supraviețuitori. Am să te mai ascult de azi înainte, dar nu atât de mult.
Am să te ascult și îți mulțumesc mult de tot, pentru că mi-ai fost și un prieten și un partener și e important ca în această luptă să faci echipă. Și am să-i dau cuvântul domnului deputat Patriciu Achimaș, cu care astăzi facem echipă în momentul în care cere normele planului de luptă împotriva cancerului. Fac echipă și cu domnul profesor Străinu Cercel și cu toți cei care vor și au același obiectiv, așa cum am spus, sănătatea celor care ne-au trimis în Parlament. Patriciu? Vă mulțumesc, doamna senator. Vă mulțumesc pentru invitație și organizare de astăzi, doamna consilier prezidențial, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, dragi colegi, dragi prieteni. Să vorbești despre supraviețuitor de cancer în momentul în care zilnic se pierd peste 100 de oameni din maladia aceasta și din lipsa noastră de acțiune, e foarte complicat. În urmă cu câțiva ani a apărut un articol în Nature care argumenta într-un mod inteligent, sigur, au existat și multe contraargumente, că să nu ți se întâmple să faci cancer sau să faci cancer e un fel de bad luck, e ghinion. E bine, să supraviețuiești în România cu cancer, cred că e noroc. Și ca să putem vorbi și să ne uităm la noi înșine în oglindă peste câțiva ani, cred că avem datoria, ca profesioniști, ca oameni implicați în viața celorlalți oameni, să acționăm. Și cum se face acest lucru? Sigur, se poate face în tot felul de modalități. E liber, nu? Așa e și cu democrația. O să o înveți de la cei care o practică de sute de ani, poți să-i contești, sigur, și pe aceea, poți să o înveți de la cei care o inventează pe genunchi și și-o impun cu pumnul, sau poți să o reinventezi, cum din păcate am făcut și noi o perioadă. La fel și cu lupta împotriva cancerului. Poți să aplici ceea ce alții la care ne raportăm, și aici mă refer la țările din vestul Europei, Statele Unite ale Americii, alți parteneri din Asia, au făcut-o de zeci de ani, și aici mă refer la plan comprehensiv de control și combaterea cancerului, poți să preiei de la alții care au inventat astfel de lucruri sau poți să-l faci pe genunchi. Opțiunea noastră fermă, a celor care ne străduim să luptăm pentru a ne putea uita noi înșine în oglindă și în ochii pacienților noștri, este aceea de a utiliza un model, de a utiliza modelele existente, susținute de legile pacienților de cancer din țările menționate, alături de toate reglementările societăților profesionale recunoscute, pentru că știm că asta e singura cale prin care putem scădea mortalitatea și putem crește calitatea vieții pacienților noștri. Și atunci când aceste lucruri vor începe să se întâmple, nu va fi peste noapte, dar atunci, abia atunci, vom putea spune că merităm să fim parte la sărbătoarea zilei supraviețuitorilor de cancer, fiindcă este ziua lor, și abia atunci vom putea spune că, într-adevăr, nu mai este noroc să fii supraviețuitor de cancer în România. Îmi doresc pentru românce și români un plan asemeni celor care s-au dezvoltat în țările cu care ne place să credem că suntem în aceeași categorie, în același grup. La mulți ani supraviețuitorilor de cancer. Vă mulțumesc! Nu poți să vorbești despre supraviețuitori de cancer fără să ai un parteneriat cu medicii.
cei care sunt chemați, într-un fel să ne ajute să ne îndeplinim visurile. Îl invit acum pe domnul profesor Coriu să ne aducă mesajul medicilor la Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Stimată doamnă senator Nicoleta Pauliuc, stimată doamnă consilier prezidențial, stimați senatori, domnilor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor ambasadori, stimați pacienți, stimați colegi medici, astăzi este o zi de sărbătoare, Ziua Pacienților, Ziua Supraviețuitorilor, Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer. Este o zi de sărbătoare pentru că sărbătorim viața, sărbătorim triumful vieții și este fantastic să avem o astfel de zi. Felicitări, doamna senator, pentru această inițiativă. Este o zi în care ar trebui să fim împreună cu toții, comunitatea pacienților cu cancer, comunitatea profesioniștilor și autoritățile. Și da, suntem aici împreună, la aceeași masă, pentru a discuta viitorul. Și în urmă cu ceva timp am primit un telefon de la domnul profesor Cadariu Achimaș, un recunoscut profesionist în domeniul cancerului, pentru a participa la acest proiect, la acest proiect de lege, care astăzi este deja lege, Planul Național de Combatere al Cancerului. Și împreună cu colegii mei din Societatea Română de Hematologie, am făcut o echipă și am adus în această lege problemele din viața reală, problemele de la firul ierbii. Poate nu erau în cea mai bună formă legală, dar oricând se putea schimba. Dar erau problemele reale, o listă de probleme pe care noi le-am identificat. Pentru că, dincolo de toate, sunt în viața de zi cu zi sunt doctor, sunt medic, sunt hematolog, hemato-oncolog. Tratez pacienți cu leucemie acută, cu mielom, cu limfom și alte cancere de sânge. Sunt boli redutabile care au nevoie de luptă. Iar noi, în această luptă, în afară de dedicarea noastră, de devotamentul nostru față de pacienți, avem nevoie de sprijin. Avem nevoie de sprijin material din partea autorităților, din partea mediului politic și așteptăm cu mare interes, cu nerăbdare, ca ceea ce noi am trecut în acea lege să se întâmple, pentru că va fi de mare ajutor pentru pacienții noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor! Medicina nu se poate face fără bani, așa că o invit pe doamna Adela Cojan să ni se adreseze. Mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre. Bună ziua, doamna senator, vă mulțumesc mult pentru invitație. Bună ziua, doamna consilier prezidențial, stimat auditoriu. Da, este o zi în care aniversăm supraviețuitorii de cancer. Mie mi se pare termenul acesta de supraviețuire un termen destul de abrupt, asta însemnând că vin pacienții de cancer să-și, foștii pacienți de cancer să-și aniverseze o zi, după o luptă crâncenă pe care au dus-o cu boala. Eu aș vrea să vin însă cu gânduri de mari speranțe. Noi, la nivelul fondului finanțator, să știți că încă după finalizarea pandemiei am înțeles importanța pe care o are, în primul rând, prioritizarea finanțării pentru această patologie care, într-adevăr, ocupă locul 2 în tabloul morbidității și mortalității din țara noastră. Ne-am uitat cu surprindere pe cifrele ce ne arătau că 40% din fondul destinat derulării programelor naționale de sănătate curative merg înspre programul național de tratament al cancerului, dându-ne seama că, de fapt, tratăm stadii terminale, stadii tardive ale bolii cu șanse mici de supraviețuire. Și atunci,
încă de anul trecut și mai ales începând cu anul acesta, cu luna iulie, prin normele specifice ale contractului cadru și normele de aplicare ale servicii, ale finanțării care asigură serviciile pentru depistarea precoce, pentru tratamentul curativ, pentru monitorizare și pentru îngrijirile terminale ale acestei maladii, au fost prioritizate. Astfel încât prin schimbarea mecanismelor financiare, prin debalansarea plății serviciilor medicale în asistența medicală, acordând prioritate stimulării financiare a acestor servicii de prevenție și de depistare precoce a cancerului, sperăm noi ca începând cu 1 iulie atât comportamentul medicilor din asistența medicală primară să se schimbe, cât și comportamentul pacienților, astfel încât prezentarea la aceste consultații preventive nou introduse în pachetul de servicii medicale să ne poată ajuta pe toți să depistăm precoce această maladie care în ultima perioadă, în ultima decadă, pentru foarte multe din localizări, a început să devină tratabilă și vindecabilă. Mai ales cifrele, statisticile arătând că șansele de supraviețuire cresc la 98% la peste 5 ani dacă depistarea este în stadii precoce. Tocmai de aceea eforturile financiare s-au îndreptat anul acesta și iată lucrurile încep să intre în acțiune începând cu data de 1 iulie odată cu aplicarea noilor norme la contractul cadru, prin care plata de contare a celor riscograme ce identifică comportamente nesănătoase, consum de alcool, tabagism, activitate fizică, respectiv sedentarism, ori comportamente sexuale la risc și care pot reprezenta riscuri pentru apariția cancerului, să-l poată îndruma pe medicul de familie să creeze o legătură clinică pe termen lung prin acea consiliere, acea consultație, consiliere comportamentală, astfel încât pacientul român, așa cum spuneați și dumneavoastră, să nu se mai ducă la medic atunci când se îngălbenește, atunci când îl doare, pentru că, într-adevăr, hiperglicemia, hipercolesterolemia, hipertensiunea arterială, cancerele în stadii inițiale, hiperuricemiile, la început nu dor. Orientarea pacientului insistent de către medicul de familie credem noi că ne va ajuta să utilizăm de acum încolo eficient Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate cu preponderență pentru prevenție. Un alt pas important pe care l-am făcut a fost acela de a ușura și a înlesni accesul la investigațiile paraclinice, astfel încât, după cum știu, profesioniștii aflați aici în sală, deja începând de anul trecut, din vară, prin acele monitorizări, le-am numit noi, furnizorii de investigații paraclinice de înaltă performanță au obligația programării pacientului oncologic în termen de maxim 5 zile, cu posibilitatea plății de către casele de asigurări a acestor investigații, chiar dacă valorile de contract, să zicem, sunt depășite, se pot încheia acte adiționale pentru aceste investigații paraclinice de înaltă performanță. Am fost foarte atent la tot ceea ce s-a organizat ca servicii de radioterapie în țară, astfel încât în ultimii 2 ani numărul contractelor încheiate cu furnizorii de radioterapie au crescut de la 17 la 38. După cum știți, fondul finanțator nu ține cont de forma de proprietate a furnizorilor. 21 dintre aceste 38 de centre de radioterapie sunt în domeniul privat și 17 în domeniul public. Totul s-a făcut numai pentru a crește accesul pacienților la aceste servicii de radioterapie. În momentul de față, în cadrul Programului Național de Sănătate Curativ Oncologie, sunt incluși peste 180.000 de pacienți. Anul trecut au beneficiat de molecule noi, acești pacienți, molecule
pentru care s-au făcut eforturi financiare consistente. Putem spune în momentul acesta că pe lângă imunoterapie, hormonoterapie, terapia genetică va reprezenta viitorul și iată că începând cu anul acesta este deschisă linie bugetară separată pentru tratamentele țintite, tratamentele personalizate, pentru care încă o dată vă felicit, doamna senator, că și aici ați avut o inițiativă deosebită, aceea legii medicinei personalizate. Acesta va fi viitorul tratamentului cancerilor. Sunt convinsă că toți cei de aici din sală și pacienții și cu toții vom putea beneficia în următorii ani de aceste tratamente țintite. Așa este, într-adevăr, lucrurile pot fi perfecționate. Testarea aceasta genetică prevăzută în legea cancerului, da, trebuie lămurită prin actele normative. Ce vreau să vă spun însă este că numai prin pârghii financiare care să orienteze și să modifice comportamente în sistemul de sănătate, lucrurile într-adevăr nu pot înainta. Tocmai de aceea, măsurile organizatorice ce trebuie să se întâmple de acum încolo, cele legate de tumor port, cele legate de navigatorul pentru pacient, cele legate de aceste norme pentru partea de testare genetică, vor contribui mult la pași înainte în evoluția spre bine și creșterea calității vieții pacientului. Eu nu vreau decât să vă urez să aveți încredere și speranță în toți aceia care într-adevăr au grijă de preocupările dumneavoastră și de incertitudinile cu care până la urmă toți în familiile noastre ne-am confruntat atunci când a venit un diagnostic de cancer. La mulți ani și multă, multă sănătate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru mesaj, vă mulțumesc pentru sprijin. Știu că putem conta pe sprijinul dumneavoastră și pentru acest lucru eu vă mulțumesc. Știu că toată lumea își dorește să meargă la o pauză de cafea, maxim 5 minute, vreau să vă mai țin. Am să-l invit să ne adreseze printr-un mesaj video un cuvânt, domnul Ștefan Constantinescu, președinte onorific al Academiei Regale de Medicină a Belgiei, președinte al Federației Europene Academiilor de Medicină. L-am cunoscut pe domnul Ștefan Constantinescu împreună cu colegii mei, domnul Patriciu Achimaș, domnul Nelu Tătaru, în momentul în care am făcut ceea ce trebuie să facă un parlamentar, diplomație parlamentară. Și am plecat, am fost într-o vizită împreună și cu doamna consilier prezidențial, vinovată de deplasarea noastră, într-un fel. Și am cunoscut exact ce se întâmplă bine în Belgia și în comparație cu ce ar trebui să se întâmple și la noi foarte bine. Îl ascultăm pe domnul Ștefan Constantinescu și apoi încă 2 minute și vom lua o pauză. Aș dori să mulțumesc doamnei senator Pauliuc și organizatorilor pentru onoarea de a mă fi invitat să particip la această manifestare care ne aduce curaj, optimism și inspiră profund profesia noastră medicală. Astăzi, cancerul nu mai este o boală mortală. Prezența dumneavoastră o dovedește. Aplicând metode de diagnostic precoce, tratament adecvat mutațiilor genetice dobândite în tumor pentru fiecare pacient și apoi având efortul chirurgilor, oncologilor, radioterapeuților și oamenilor de laborator, rezultatul este că putem transforma cancerul dintr-o afecțiune mortală într-o afecțiune cronică, tratabilă și apoi uneori vindecabilă. Pacienții vindecați au apoi dreptul să le fie uitată boala și să fie tratați de autorități ca orice om sănătos. În ultimii 20 de ani s-au făcut progrese remarcabile în 3 domenii. Identificarea modificărilor genetice dobândite asociate cu o serie de cancere reprezintă primul domeniu. Aceste modificări genetice permit un diagnostic precis și permit stratificarea pacienților
care răspund apoi diferit în funcție de mutații la tratamentele chiar clasice. Al doilea progres este reprezentat de terapia țintită. Atunci când cunoaștem o anomalie moleculară și există inhibitori sau modulatori ale acelei anomalii, putem să tratăm pacienții cu terapie țintită. Și al treilea, imunoterapia, în care sistemul imun al pacienților recunoaște antigene tumorale, de obicei de asemenea mutații dobândite de tumoră în timpul procesului de oncogeneză, și sistemul imun, reprezentat în special prin limfocitele T-citotoxice, eradichează tumora, fenomen asociat cu o memorie imunologică, deci cu efecte de lungă durată. Mulțumesc foarte mult! Și acum, pentru că în cadrul acestei întâlniri v-am prezentat o nouă inițiativă care privește dreptul la vechime în muncă și vechime în specialitate al fostului pacient oncologic, dați-mi voie să-l invit din respect pe domnul Alexandru Gheorghe, cel care mi-a trimis un mesaj într-o seară și mi-a solicitat să mă aplec asupra acestor discriminări. Domnul Alexandru, știu că aveți emoții, dar... Mulțumesc frumos, doamna senator, bună ziua! Alexandru Gheorghe, sunt supraviețuitor al acestei boli. Mulțumesc Institutului Oncologic din Cluj, care mi-a redat șansa la viață. Și voiam să vă spun că după ce am trecut de această etapă destul de grea din viața mea, m-am reîntors la serviciu, unde am constatat că am o mare problemă, respectiv raportul de serviciu mi-a fost suspendat de drept, pentru că am avut concediu medical mai mare de 30 de zile. Atunci m-am gândit ce să fac, știind că doamna senator este o voce a noastră în Parlamentul României și mulțumim mult pentru asta. M-am gândit să-i scriu pe o rețea de socializare un mesaj în care i-am povestit problema, dumneai a reacționat imediat, după care am purtat o corespondență telefonică spunându-mi că dânsa a făcut deja o inițiativă legislativă, mulțumim din tot sufletul pentru asta, eu am cunoscut-o aici pe doamna. Și consider că se face o mare dreptate, ca să zic așa, și se rezolvă până și o discriminare, dacă pot să spun. Mulțumesc mult de tot și, ce să spun, sper la mai multe inițiative legislative. Mulțumesc frumos! Eu mulțumesc foarte mult! Vreau să reiterez mesajul meu pe care îl spun în permanent. Noi nu suntem plini, aș spune, în îndeplinirea mandatului dacă nu avem un contact direct cu dumneavoastră, noi ca parlamentari, vreau să spun, cu dumneavoastră, și din acest motiv ușa biroului meu, al Comisiei de Apărare, mesajele pe care puteți să mi le trimiteți pe rețelele de socializare, nu numai mie, cât și colegilor mei, demonstrează încă o dată că vrem să fim parteneri, că vrem să schimbăm mentalități, vrem să schimbăm paradigmă, nu este ușor și redactarea unui text de lege înseamnă câteva luni și de documentare și apoi trebuie să îi convingem pe colegi că ceea ce facem e în sprijinul pacienților și al supraviețuitorilor de cancer. Încă o dată vă mulțumesc, închid primul panel aici.